dimineațile mele ca regulă încep foarte devreme. Poate fi la 4:30, poate fi la 5. Dar cert începe cu o apă plată, cu lămâie, călduță. E foarte mult iubesc yoga. Este parte din viața mea. Absolut. Orice dimineață începe cu o cafea aromată. Eu personal prefer un cappuccino pregătit de soțul meu și consider că o cafea pregătită de un bărbat este cea mai bună cafea. Ziceam, fericirea nu este undeva, dar este în interiorul nostru. Și atunci când știm că de noi nu depinde anotimpul de afară, de noi nu depinde plouă sau e vânt sau e frig, noi oricum suntem fericiți. Pentru mine arta este absolut în tot. A crește un copil este tot o artă. A depune enorm de mult suflet, talent, dorință. Este o artă. De ce susțin pictorii din țara noastră? Am să spun. Am o prietenă care este pictoriță, foarte talentată. Ea stă într-un apartament mic. Atunci când am văzut frumusețele de tablouri care sunt pur și simplu una după alta clădite undeva în margine de perete, m-a durut. Și chiar aș fi putut să aduc diverse posteruri din Italia și să înfrumusețăm salonul. Dar am renunțat. Din simplu motiv că atunci când tu ai aici un tablou pictat cu suflet, cu inimă, cu dragostea, el duce o altă energie, el duce o altă stare, o altă atmosferă. Ceea ce am adus noi pe piața Republicii Moldova este absolut unical. Este vorba de cel mai mare showroom de mobilă și accesorii italiene. Este vorba de exclusivități doar pentru casa Cheia. Sunt deja 30 de branduri. Noi ne plasăm ca showroom nu de high class, dar suntem medium. Ce înseamnă? Deci sunt accesorii și mobilă italiană pe buzunarul fiecare. Orice zi fericită, ea începe de ieri. Și nu pur și simplu de ieri, ea începe din dormitor. De pe o saltea bună, de pe un pat confortabil. Ziua vine, dimineața, ea începe din bucătărie. La o cafea bună. Ce le-aș sfătui eu? Aș zice că diminețile trebuie să fie liniștite. Fără de televizor, fără de muzică prea tare, deși câteodată ea motivează. Să stai tu, singur cu tine, cu gândurile tale, în pace, cu soarele din suflet, în liniște, și să servești o cafea și să simți. Că adesea noi facem multe lucruri foarte, foarte rapid și nu reușim să simțim, de fapt, cafeaua aromată, parfumul soțului, zâmbetul copilului. Aș zice că aceste pauze, cât de cât micuțe, măcar de 2-3 minute, trebuie să le facem, să ne oprim și să înțelegem că mai aproape decât noi, nu este nimic.